Sunt de 15 ani în Bruxelles, lucrez în Bruxelles European de atâta ani. Am văzut România în perioada de preaderare, dar văd și România în Uniunea Europeană. Greșeala mare a noastră, vă spun sincer, și nu a blama un sistem sau unele persoane, încă avem o mentalitate de țară în curs de negociere, nu ne-am adaptat nici după 5 ani la un statut de țară de membră a Uniunii Europene, o țară care, teoretic cel puțin, pe hârtie avem a șaptea putere politică, din număr de voturi la Consiliu, număr de eurodeputați, dar nu înțelegem că e un joc foarte complex în Europa, în care ne trebuie o armată de oameni. O armată în sensul bun, nu în sensul nord-corean, în sensul de, cred că ne trebuie mult mai mulți oameni în Bruxelles. În momentul de față, doar 100-200 de diplomați în Bruxelles, din punct de vedere al reprezentanței permanente, nu ajung. Nu supun că trebuie să fie mai mulți diplomați în reprezentanță, dar cred că trebuie încă câțiva, poate 3.000, 5.000 de români care ar trebui să joace foarte puternic în sectorul privat al afacerilor europene. Avem, să spunem așa, să facem o extrapolare, 25 de facultăți de studii europene în România, mii de absolvenți anual și nu cred că nici 5% din aceștia îți găsesc loc într-o structură administrativă, politică sau sector privat care să lucreze pe măsura cunoștințelor dobândite. În primul rând, noi trebuie să ne calibrăm țara la un statut de membru al Uniunii Europene. Iar dacă noi vom juca cartea, așa cum, de exemplu, polonezii și-o joacă, rezultatele vor fi foarte, foarte bune. E un joc de durată Uniunea Europeană. Rezultatele, ceea ce facem acum, se simte în 5 sau poate în 10 ani. Referitor la lobby-urilor mici din Europa Centrală și de Est, să zic așa, nu cred că asta e obiectivul nostru, să avem o structură, a doua structură, care ne batem cu acele Uniunea Europeană 15, cum se zicea pe vremuri. Eu cred că trebuie să ne vedem de alianțele bilaterale sau multilaterale. Trebuie să vedem poate o alianță mult mai puternică cu Polonia și centrele din Visegrad, așa cum ați spus, dar în același timp trebuie să profităm de unele aparent unele dezavantaje pe care le avem. Haideți să ne referim, de exemplu, la cei 1 milion de compatrioți din Spania, 1 milion de compatrioți din Italia. Foarte puțin se vorbește, dar avem aproape 500.000 și în Marea Britanie. Aceștia sunt o forță extraordinară, sunt o forță politică. Am făcut o cercetare amănunțită cu colegii mei, am văzut cum partidele din țări mari, precum Marea Britanie, Spania, Germania, Italia, se racordează cu filiale în afara teritoriului național de zeci de ani și am observat care sunt avantajele de a avea astfel de mișcări. De la început am spus, un român care nu este angrenat, care are idei, e păcat să își irosească energia doar pe forumuri, doar pe dezbateri inutile, dacă are idei, de ce să nu intre într-un partid politic? De ce să nu se exprime politic aceste idei cu un grup de prieteni care să încerce și după aceea să fie aleși? Mesajul care îl dăm e un mesaj foarte complex. Implicați-vă, români, în politică. În politica reală, români din diaspora, implicați-vă în politica din țara de unde proveniți, din România, dar și din țara de absorție, în Belgia, în cazul de față. Aveți o posibilitate extraordinară, poate nu sunt exagerat de multe locuri pentru a candida în Camera Deputaților în Senat, dar sunt locuri la nivelul comunităților unde locuiți. În cazul Belgiei, deci chiar dacă sunt mulți români care nu au cetățenie belgiană și locuiesc în Belgia de ani de zile, ei pot să își exprime dreptul de vot la fel ca un belgian, chiar să candideze pentru alegeri din 14 octombrie 2012. Există deja un precedent și în Spania și în Italia, unde avem comunități mari, cred că chiar aleși locali, bineînțeles că și alte doctrine liberale sau creștin-democrație sau verzi sau ce vor fi, pot să aplice aceeași mecanism. Mesajul de bază, implicarea politică ajută, fără implicare politică vom fi considerați o nație de mâna a doua, deci fără nimic, deci trebuie să ne batem pentru drepturile noastre, iar metoda politică este cea mai eficientă. We'll be right back.